minci, te sufocai cu micul în gură. Cu micul. Povestește-i, mă. Era înalt cât brad. Cred că e un brad care nu poți să-i pui un glob în cap de iar. Unei tragedii, mânca lumea și nu putea. Paule, nu mănânc să moară fata mea. A plecat fetele de mese cu mâncare cu ciorbe după mese. Rupeai pantofi atâta și rupeai cu cantem, tăi cu cantem. Dar plângeai în șireturi. În șireturi. Perdeai și mare ceas, săi cu japonez cu geam cristal. Că nu se închidea la vățară, Mariană. Uite că a fost ce mai tare, Paul. Toată lumea avea pistol. Pistol pe gloanțe direct, automate. Când l-a pușcat pe Marin Mingheru să moară familia mea, dacă l-a plecat tramvaiul cu lumea, a sărit după șine. Marian, mă, scădea un copil în tramvai, îl dădeai cu capul de burduf. Să nu mai mă jur. Povestește-i, mă. Dacă o femeie a căzut din tramvai, și ce a zis? A rupt sacoșa cu mâncare, s-a împrăștiat roșii din tramvai. Și ce a zis lui Paul? I-a zis, l-a mâncat aici bucla din capul tău și mușchii de la picioar. Când a tras cu glonțul Marin Ninger și un cartuș i s-a blocat pe țeavă, când să-l tragă al doilea i s-a blocat. Și plângea lumea în cartușul lui. Îți spuneai ciorba cu fidea în cap. Uite, Iulian, pleca și asta din cu mâncare de aici. Direct. Îi băga femeii, îi dește în voi, Marian. Să mor în pușcări dacă nu-l iubea lumea, că avea burtă frumoasă, Marian. Tu dacă-l vedeai, te-ai pe burta lui în tramvai.